Festivalului sunt dedicate două zile din luna septembrie, 17 și 18. Acesta se va desfășura la Teatrul Municipal Baia Mare după următorul program. Sâmbătă, 17 septembrie, spectacolul va începe la ora 16, urmat fiind de un recital surpriză și de spectacolul de teatru în interpretarea trupei Dramatis Persone a Colegiului Național Mihai Eminescu. Duminică, spectacolul va începe la ora 15:30. După spectacol, juriul internațional va anunța premiile. Sunteți așteptați în număr cât mai mare la un regal de muzică francofonă de ultimă oră. Elevii din sistemul public de învățământ pasionați de matematică, fizică sau informatică se pot înscrie până pe 11 octombrie în programul de pregătire Hai la Olimpiadă, desfășurat de Fundația Nouă Ne Pasă, se arată într-un comunicat de presă. Elevii selectați se vor putea pregăti gratuit într-unul din peste 50 de centre de pregătire deschise în 26 de orașe din țară, sub îndrumarea unor profesori cu experiență pentru pregătirea la nivel competitiv. Elevii pot participa la activități în centrele din județele în care învață, iar criteriile pentru admitere sunt stabilite de către cadrele didactice la nivelul fiecărui centru. Conținutul de predare-învățare este stabilit tot de profesori la nivelul fiecărui centru, în funcție de nevoile și nivelul fiecărei grupe. Printre localitățile unde sunt organizate centre de pregătire pentru performanță se numără și Baia Mare. Potrivit organizatorilor, în anul școlar 2021-2022 au fost pregătiți peste 5.800 de elevi de gimnaziu și liceu, din peste 6.200 înscriși, cu participarea 347 profesori. Activitățile desfășurate în taberele școlare de către polițiștii maramureșeni de prevenire a actelor de violență între elevi sau a consumului de substanțe interzise revin în incinta unităților de învățământ. Ieri, peste 40 de elevi ai Colegiului Tehnic George Barițiu din Baia Mare au fost partenerii de discuție ai polițiștilor. Fiecare dintre aceștia au fost dornici să afle care sunt modalitățile prin care pot interveni în situațiile de violență, tocmai pentru a putea combate astfel de situații viitoare. Aceștia au fost îndrumați să acționeze cu atenție și de fiecare dată să informeze cadrele didactice de cele întâmplate. Potrivit IPJ Maramureș, o altă temă abordată în cursul întâlnirii de ieri a fost cea legată de consumul de substanțe interzise, droguri. Elevii par a fi bine informați referitor la riscurile și problemele pe care le pot provoca drogurile și recunosc că anturajele sunt cele care pun de cele mai multe ori presiune pentru a experimenta astfel de substanțe.